Concluziile discuțiilor de astăzi sunt multiple din perspectiva participanților, însă toate trebuie subsumate strategiei pentru dezvoltarea unei Românii competitive. Și din prisma acestei strategii, eu am reținut anumite elemente pe care piața le cere și pe care, spre bucuria noastră, le-am introdus și noi în Strategia Națională pentru Achiziții Publice, aprobată printr-o hotărâre de guvern, mai exact prin hotărârea de guvern 901 din 2015. Și dacă e să spunem foarte pe scurt lucrurilor pe nume, e nevoie de o simplificare și o standardizare și în același timp de o transparentizare prin migrarea procedurilor de achiziție publică către mediul online, în așa fel încât toată lumea să vadă ce se cumpără, cum se cumpără și la ce costuri.